Gradința lor atât mai bine după reabilitarea care s-a făcut, însă nu știm ce materiale s-au folosit, dacă deja ușile s-au stricat și au fost blocate, iar călătorii sunt nevoiți să folosească doar ușa laterală. Însă nu este normal la banii care s-au cheltuit să nu mai funcționeze. Oamenii au declarat că probabil este o investiție tipic românească pe bani mulți și calitate slabă, iar noi suntem curioși în cât timp se vor repara ușile respective.